Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Budulan Janina. Și tu? Valentina Maria. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control medical obișnuit pe care nu l-am mai făcut fetițe de vreo 2 ani. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Mi se pare foarte benefică. Au fost acum descoperite probleme de sănătate la fetiță? O mică anemie. Veți merge mai departe la specialist? Sigur că da. Educația fetiței o considerați importantă pentru viitorul ei? Da, foarte important. O ajutați la teme, dacă are nevoie, o urmăriți dacă și învață lecții? Ți-ți place să vii la școală? Da. Ai lipsit anul ăsta vreodată? Nu. Nu ai lipsit. Când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctor. Bravo. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi. Crezi că o să-l folosești mai departe la școală? Da. Bine, vă mulțumim frumos. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Ilinca Lina Mădălina. Și tu? Ilinca Nicoleta Mihaela. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru un control. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Extraordinar de bună. Obișnuia să mergeți cu fetița periodic la doctor? Mai rar, dacă nu am avut probleme cu ei. Acum au fost descoperite probleme pe care nu le știați la copil? Nu, o simplă anemie. Veți merge mai departe să o tratați? Da. Cu la educația copilului vi se pare importantă pentru viitor? Da. O ajutați dacă are nevoie la teme, da, dacă își învață lecțiile, o urmăriți? Da. Ți-ți place să vii la școală? Da. Ce clasă ai trecut? Așa. Și când o să fii mare, ce vrei să faci? Avocat. Să înveți mult. Da. Ești pregătită. Ai luat premiu? Nu ai luat premiu. La anul iei premiu, sunt sigură. Nu? Sperăm. Cât timp faci tu până la școală? Un sfert de oră, că vine cu microbuzul din Ciutura. Vine cu microbuzul. Sunt 4 km distanță. Am înțeles. Tu ai primit acolo un ghiozdănel de la noi. Crezi că o să-l folosești mai departe la școală? Bine, vă mulțumim frumos. Bună ziua, domn director. Bună ziua. Cum vi se pare inițiativa proiectului pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona școala și implicit acest control medical gratuit la dumneavoastră în localitate? Din punctul de vedere al nostru, consultul este foarte bun pentru copii. Există perioade când copiii ajung destul de des pe la dispensar, dar programul încărcat face ca doamnele doctore să aibă un timp mai scurt pentru copii. Și un program de genul ăsta cred că poate să... cum să spun, să descopere bolile care apar la copii. Sunt o grămadă de cazuri care apar în țară. Suntem o zonă defavorizată și ei au eu știu, ajung mai puțin la doctor, există riscul ca ei să se îmbolnăvească, să fie tratați acasă, cum se spune, după ureche. Și atunci lucrurile se pot agrava. Nu avem bori chiar atât de grave în școală, dar există în sezonul rece. Era bine, dacă veneam mai devreme, poate cine știe, mai descoperam și alte lucruri. Care este situația socială, educațională aici, în comuna Vârvorul de Jos? Zona este zonă defavorizată. Nu avem foarte multe societăți, primăria nu are un venit foarte mare, dar ne ajută. Ne ajută atât cât avem nevoie, chiar să depășesc sumele, dar copiii sunt puțin ajutați acasă, pentru că majoritatea părinților nu lucrează. Foarte puțini sunt în servicii. Și atunci primăria, avem un ONG, Orvision, care ne ajută. Posibilitățile sunt foarte mici pentru ei. Au existat social cazuri de abandon? Da, există și cazuri de abandon. Față de alte localități, abandonul este mai mic, dar există. Care ar fi motivele acestui abandon școlar? Motivele sunt financiare. Financiare. Cum să vă spun, până în clasa 8-a,
abandonul este mic, 2-3 copii, să zic așa, în ultimii 4 ani. Dar la liceu, datorită situației financiare, mulți renunță. Nu duc până la cap liceu. Înțeles. Părinții se implică în viața elevilor la școală? Se interesează de situația lor? Foarte puțin. Adică de copii, bun ca peste tot, se interesează. Părinții nu e nicio problemă. De copii mai slabe, mai greu. Am ajuns la ei acasă, nu au posibilități financiare, ne refuză, nu ajung la școală, nici măcar în termen destul de lung, să zicem, o lună, două, trei. Foarte rar ajung pe la școală. Ajungem noi. Cadrele didactice, le spunem situația școlară și atât. Iarna elevii lipsesc mai mult de la școală din cauza... Nu, frecvența este foarte bună. Există microbus? Din punctul de vedere al frecvenței, frecvența este foarte bună. Avem microbus școlar. Sunt 8 sate în comuna noastră și microbuzul, chiar dacă face o distanță foarte mare, într-o oră reușește să transporte toți copiii. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru locuitorii din Vrbolu de Jos referitor la educația copiilor? Părinții trebuie să se implice mai mult, pentru că în orice sistem am fi, chiar acum fiind în criză, sistemul de învățământ promovează foarte mult. Nu știu dacă ei înțeleg foarte bine lucrul ăsta. Încercăm foarte mult în ședințele cu părinții să le spunem că dacă înveți, ai posibilități mai mari, dar intervine partea asta financiară și atunci e mai greu pentru ei. Sunt foarte mulți părinți plecați în afară, nu copii lăsați în grija bunicilor. Sunt în jur de 15-20 de părinți din școală care sunt plecați, ori tata, ori mama, foarte puțini sunt plecați. Și ați observat probleme deosebite la acești copii de integrare, de socializare cu ceilalți? Nu, nu, nu sunt probleme. Nu, din punctul ăsta de vedere, copiii sunt sociabili, avem discuții cu ei în continuu, cadrele didactice sunt deschise, am vorbit orice cu copiii. Singura problemă, datorită răspândirii comunei, ajung mai greu la școală. O activitate următoare a proiectului constă în formarea de mediatori școlari. Dumneavoastră aici la școală aveți deja un mediator școlar? Da, avem un mediator școlar, doamna Mitra Măriuța, care a participat la niște cursuri ale inspectoratului școlar. Dar mai multe nu pot să vă spun. Se discută cu ei, am încercat la orele de cultură civică să le facem... Eu am vorbit mai mult cu ei despre piramida vieții și trebuie să intre în această piramidă. Cu cât sunt mai sus, cu atât le este mai bine. Am avut o generație foarte bună, acum 3 ani. Am avut cele mai mari medii de când există școala asta. Și 100% toți au mers la liceu. Excelent. Și cred că mai departe o să ajungă să facă și studii superioare. Copii foarte buni. Acum, fiecare se integrează în societatea asta după, eu știu, înțelegerea financiară mai mult a părinților este foarte greu. Pentru că am intrat în situația asta de criză și este destul de greu ca să-i susțină la licee. Naveta se face destul de greu în Craiova și atunci trebuie să-l susții la un cămin. Cheltuielile sunt cam mici. Sunt cam mari față de posibilitățile lor. Noi vă mulțumim și urăm succes în continuare activității. Mulțumesc că aici vă mai așteptăm la noi în școală. Mulțumim. Și sper că la cursul pe care îl organizați să se scrie cât mai mulți colegi. Mulțumim frumos. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Bulecu Stănuța Dăina. Și tu? Bulecu Stănuța. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analiză, pentru consult. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Foarte bună.
Obișnuia să mergeți cu fata periodic la doctor? Da. Au fost acum descoperite probleme de sănătate? Nu. Educația copiilor o considerați importantă pentru viitor? Da, foarte importantă. Ajutați fetița dacă are nevoie la teme, urmăriți dacă își învață lecțiile? Da, bineînțeles. Vorbiți cu ea despre planurile ei de viitor? Da. Ți-ți place să vii la școală? Da. Ce clasă ești? În trecută a șaptea. Și care este materia ta preferată la școală? Română. Bravo. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Doctoriță. Deci nu ți-a fost frică acum la noi la control. Bravo. Ai luat premiu? Nu. Nu ai luat premiu. La anul o să iei premiu, nu? Ca să fii doctoriță, trebuie să înveți mult. Ai primit acolo un ghiozdănel de la noi. Crezi că o să-l folosești la școală mai departe? Da. Bine. Vă mulțumim frumos.